Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Svetlana Gore și vă invit la o nouă ediție a interviului telejurnalului. Este octombrie, luna de conștientizare a cancerului mamar, maladie care suferă an de an tot mai multe vieți. Astăzi ne aflăm la Institutul Oncologic și discutăm cu doamna Simona Chilaru, șefa secției Mamologie 2. Bună seara și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara! Vreau să ne spuneți dumneavoastră, doamna doctor, întâi de toate, de ce este important să prevenim cancerul mamar și să nu îl tratăm, dar să-l prevenim? Pentru început aș vrea să spun care este noțiunea, ce este cancerul mamar. Cancerul mamar este o patologie malignă care se dezvoltă din celulele epiteliului glandular, ductal și lobular. Cu părere de rău, dacă vorbim de incidență a tumorilor maligne la populația feminină, cancerul mamar prevalează. Prevalează de acum câțiva ani la rând. În Moldova, cancerul mamar primar depistat, anual, avem în jur de 1100 cazuri. Deci, dacă iarăși vorbim de incidența cancerului mamar ultimii ani în Moldova, la fel, nu avem o creștere vertiginoasă, dar o mică creștere la număr, dacă vorbim de numărul absolut, el este. Important să diagnosticăm cancerul mamar în stadiile precoce, pentru că dacă îl diagnosticăm în stadiile precoce, avem un rezultat cu mult mai bun la tratament și, normal, este un pronostic foarte bun. Pentru că cancerul glandei mamare diagnosticat în stadiile incipiente, stadiul 0, stadiul 1, el poate fi tratat. Și de aceea, pentru noi, este foarte important ca populația să fie corect informată ce ține de patologia dată, care este impactul acestei patologii asupra populației, să cunoască metodele de diagnostic, metodele de tratament, să afle care este importanța diagnosticului precoce. Și anume, atât luna dată, în luna de conștientizare a cancerului mamar, noi tindem a informa populația despre patologia dată și care ar fi metodele de profilaxie care ar trebui să le efectueze. Dar ce spun datele statistice? Avem poate noutăți îmbucurătoare sau nu prea? Care sunt? Datele statistice, dacă vorbim despre incidența cancerului mamar, avem date îmbucurătoare ce ține de stadiile precoce, adică stadiul 1-2. Da, nu este o diferență mare după procentaj, dar oricum este un procent, mic, dar el este spre, arată o dinamică pozitivă, adică noi avem diagnosticarea cancerului mamar în stadii precoce ultimii 2 ani, este o diagnosticare mai favorabilă, adică avem după procentaj, procentajul puțin este mai mare. Cu toate, cu părere de rău, stadiile 3-4, totuși pacientele se adresează în stadiile date în aproximativ în 40%. Dacă toți suntem astăzi aici la Institutul Oncologic și ne-am echipat exact ca niște doctori care vin în sala de operație să-și facă meseria, să salveze vieți omenești, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră anual câte femei iată ajung aici pe masa de operații și care este starea lor de sănătate? Anual pe masa de operație ajung aproximativ 800-900 pacienți cu diagnosticul de cancer mamar și normal starea lor și rezultatele care noi le obținem, iarăși o să mă repet, depinde de stadiul la care s-a adresat pacientul. În mare parte ajung prea târziu la medicul de familie. În mare parte ajung prea târziu la medicul de familie din considerentele că ele totuși pacientele nu sunt de plin informate. De aceea noi tindem una dată să participăm medicii specialiști, să participe la emisiunile de TV, la radio, să facem discuții individuale, publice, publicații în mass media. Iată, luna curentă s-a organizat o școală pentru pacienți, care pe parcursul întregii luni, în fiecare joi, un medic specialist le va explica persoanele, nu numai pacientelor, dar chiar și persoanelor care doresc să afle mai multe informații despre patologia dată, când este necesar de făcut autocontrolul glandei mamare, cum este necesar,
unde trebuie pacientul sau persoana să se adreseze, la care medic, adică pașii care trebuie să adreseze la, pentru acordarea asistenței medicale. Și normal că facem lucrul ăsta ca să tindem să obținem rezultate mai bune ce ține de morbiditate, să micșorăm mortalitatea bolii, să mărim procentajul diagnosticării precoce a patologiei date. Și normal, dacă o să ameliorăm toate datele astea, normal că o să avem și rezultate cu mult mai bune în datele statistice. Dar care este rolul medicului de familie, iată, în aici ce ține de prevenirea cancerului mamar? Este un rol foarte mare. Pentru început, dacă femeia efectuează lunar autoexaminarea glandei mamare, atunci, datorită autoexaminării glandei mamare, pot fi depistate la etapa inițială, patologia, nu neapărat să fie cancerul glandei mamare, oricare patologie a glandei mamare. Și normal, dacă persoana observă careva simptome patologice, cum ar fi indurația, formațiune în glanda mamară, aplatisarea sau proeminare la nivelul pielii glandei mamare, retracția mamilonului, eliminări din mamilon de diferit caracter, formațiune sau mărirea ganglionilor limfatice în fosa axilară. Deci, normal, la prima etapă, cât mai rapid pacientul trebuie, sau persoana, hai să nu numim pacientă, fiindcă nu este stabilit încă careva diagnostic, trebuie să se adreseze la medicul de familie. Medicul de familie examinează, efectuează examenul clinic și toate investigațiile conform programului unic. Dacă rezultatul investigărilor date sunt apreciate careva patologii sau careva simptome patologice, la următoarea etapă pacienta este îndreptată la medicul oncolog, care respectiv, în baza datelor primite de la medicul de familie și totodată datelor de investigație suplimentară care le va efectua, va decide dacă este necesar persoana dată să primească un tratament sau să fie luată la evidență. Este important ca în fiecare an, probabil, femeia să meargă la un control de rutină. Iată, dacă ne puteți spune mai exact, la o anumită vârstă, la ce perioadă trebuie să meargă la acest control de profilaxie și dacă doamnele totuși respectă această regulă? Din păcate, nu toate doamnele respectă această regulă, dar, da, aveți dreptate, fiecare persoană trebuie să efectueze examenul profilactic. Deci, examenul profilactic, el depinde totodată și de vârstă, fiindcă fiecare vârstă are specificul de cât de frecvent trebuie persoana să adreseze la medic sau care investigații trebuie efectuate. Autocontrolul glandelor mamare trebuie să efectueze orice persoană la care a survenit primul ciclu menstrual. Din prima ce a survenit primul ciclu menstrual, deci astfel de domnișoară, trebuie să efectueze autocontrolul. Ce ține de ultrasonografia practic se efectuează la toate persoanele până la 35 de ani, o dată în an. Dacă sunt careva patologii, normal că la recomandările medicului specialist ele pot fi efectuate mai frecvent. După 35 de ani putem efectua deja și mamografia. Mamografia se efectuează o dată la 3 ani, după 35 de ani, iar după 40 de ani, odată în an. Dar care dintre pacientele dumneavoastră sunt mai responsabile ce ține de controlul de rutină? Dacă este să facem o comparație dintre cele din mediul rural și cele din mediul urban, pentru că știm cumva că este o anumită categorie de populație mai informată, spuneați da, mai devreme. Dacă ne puteți deschide parantezele. Corect. Dacă vorbim de datele care erau 10 ani, 15 ani în urmă, noi putem face careva comparații. Erau pacienți care erau mai responsabili, erau pacienți care erau mai informate. Acum, ultimii 2-3 ani, nu putem face o comparație. Foarte mult depinde de educația sanitară a populației. Și responsabilă poate fi orice persoană, numai să fie dorință. Plus la asta, dacă noi, într-adevăr, oferim foarte multe informații și oferim nu numai anul ăsta, practic, an la rând, noi oferim informații când avem posibilitate ca pacientul să fie informat și tindem ca orice femeie odată în an să viziteze medicul specialist.
Dar comparativ cu alte state, cum stă Republica Moldova la capitolul depistarea precoce a cancerului mai mare? Dacă să facem o comparație simplă cu România, Ucraina, țările cele mai apropiate nouă. Depistarea precoce, din păcate, dacă facem comparație cu alte țări, clar că am fi dorit să avem date mai bune. Dar dacă facem comparația cu la ultimii 5 ani, normal că noi avem rezultate, tindem spre rezultate mai bune. Dar comparativ cu alte țări, cu părere de rău, suntem într-o situație puțin mai proastă. Dar presupun că cauzele apariției acestei boli sunt evident, ca și în România, ca și în Ucraina. Dacă ne puteți specifica dumneavoastră, de ce până la urmă apare această maladie canceroasă? După datele literaturii, în cauzele apariției cancerului mamar sunt descrise mai mult de 100 de cazuri, de cauze. Nu putem numi o cauză obligatorie care ar putea conduce la dezvoltarea cancerului, dar sunt factori de risc care ar predispune organismul la dezvoltarea cancerului. Eu am să mă strădui să enumăr cei mai frecvenți factori și normal care, în urma cărora cel mai frecvent poate să se dezvolte cancerul mamar. Unul din ei este trauma psihică, fiindcă în rezultatul traumei psihice apar dereglări hormonale și imunodepresie și respectiv asta și conduce la predispunerea dezvoltării cancerului glande mamare. A doilea factor, nu mai puțin important, este trauma fizică. Fiindcă dacă se produce trauma fizică la nivelul glandei mamare, atunci scade imunoglobulina A la suprafața membranei celulare, ceea ce conduce la scăderea imunității tisulare anticanceroase. Și normal că asta iarăși predispune la dezvoltarea cancerului. A treia cauză este persoanele care au prezente genele BRCA1, BRCA2. Astfel de persoane au un risc în jur de 30-35% de a dezvolta un cancer. Adică vorbim despre acele persoane a căror mamă, bunică, tot a suferit de această boală. Și în primul rând anume linia de gradul 1. Mama, sora. Deci așa persoane au un risc mare de a dezvolta cancerul. Înseamnă că aceste persoane ar trebui în mod prioritar să meargă la un control de rutină. Sigur că da. Mm-hmm. Sigur că da. Și alte cauze care mai sunt? Am rămas la 3. Nu, în ultimul rând este modul sănătos de alimentație, anume abuzul alimentelor care conțin grăsimi de origine animală, abuzul de alcool, tutun. Nu în ultimul rând avorturile, fiindcă avortul este un stres pentru statut hormonal al femeii și normal dacă se produce avortul, atunci iarăși apare o proliferare a celulelor glandulare la nivelul țesutului sânului și iarăși apare riscul de a dezvolta un cancer. Dereglările hormonale, anume patologiile endocrine, cel mai frecvent predispune hiperprolactinemiile și hiperestrogenemiile. Câmpul magnetic, substanțele, sursele radioactive, care conduc la schimbarea genomului celular și normal, iarăși conduc la dezvoltarea cancerului. Iată, acestea sunt factorii cei mai frecvenți care ar putea conduce la patologii maligne la nivelul glandei mamare. Dar care este, nu știu, impactul pozitiv sau negativ, dumneavoastră să ne spuneți în calitate de medic, atunci când o doamnă alăptează copilul la sân? Este cumva poate o profilaxie sau din contra? Alăptarea este un lucru pozitiv atât pentru femeie cât și pentru copilaș. Normal că dacă femeia refuză alăptarea sau sunt situații când într-adevăr nu este posibil de a efectua alăptarea, atunci apar schimbări de structură la nivelul glandei mamare. Și respectiv, iarăși, astfel de femei trebuie monitorizate și trebuie să fie la control neapărat, măcar o dată în an, la control la medicul specialist. Și dumneavoastră tot spuneați despre autocontrol. Da. Dacă o persoană, nu știu, are primele suspiciuni
de boală, ce trebuie să facă, care sunt pașii pe care trebuie să îi respecte mai departe, pentru că sunt persoane care se sperie, nu vor să meargă la medic, la un control, cumva le este frică că vor primi o veste rea și tot amână vizita la doctor. Dumneavoastră ce ne sfătuiți? Dacă sunt depistate careva simptome patologice la nivelul sânului, sau poate careva presupune, deci persoana presupune că sunt niște schimbări care nu erau în luna anterioară, efectuând în urmă efectuarea autocontrolului. Normal că mă adresez pacientelor sau femeilor, nu ezitați, adresarea trebuie să fie cât mai rapidă. Chiar dacă am avut personal, pacienții care nu au dorit să meargă toate etapele astea la medicul de familie, după ce urmează oncologul, și s-au adresat aici, la Institutul Oncologic. Deci nu refuzăm niciodată consultația oricărei persoane care are nevoie de examinare sau control clinic. Avem medici specialiști, competenți, care sunt întotdeauna dispuși să ofere asistența medicală. Dar dacă pacienta a depistat formațiune, indurație sau alte simptome care le-am numit anterior, neapărat merge la medicul de familie, și unde medicul de familie efectuează examenul clinic și toate investigațiile care conform programului unic. Și dacă se confirmă diagnosticul, următoarea etapă este... Dacă medicul de familie confirmă careva patologie sau depistează careva simptome patologice, atunci medicul de familie îndreaptă pacienta dată la medicul oncolog. Și de acum medicul oncolog, în baza investigațiilor suplimentare care le face, decide dacă este nevoie de tratament sau pacienta este monitorizată în dependență de acum care schimbări sunt, se apreciază cât de frecvent va fi monitorizată. Cât de repede își revin pacientele după intervenția chirurgicală? Reabilitarea, din păcate, la pacientele după mastectomie este mai îndelungată comparativ cu alte localizări. La noi este caracteristic după mastectomie apariția limforei și de considerentele date sunt cazuri când pacienta poate fi internată în secție și 2 săptămâni, 3 săptămâni, la fiecare pacient decurge individual. Dar ne străduim să le acordăm un ajutor calitativ. Avem aici la institut, avem și medicul reabilitolog care la fel se include în reabilitarea pacientului și cu putere comune, cu dorință, obținem rezultate bune. Dacă dumneavoastră ne puteți spune un singur sfat, unul de aur, care să-l audă toate doamnele care privesc acest reportaj, care ar fi? Mă adresez fiecare femeie. Fiecare paciente, în fiecare lună trebuie efectuată autoexaminarea glandei mamare. Nu trebuie să aveți frică dacă ați depistat careva schimbări sau careva simptome care le-ați depistat pentru prima dată în cazul dumneavoastră. Chiar dacă sunt careva schimbări, asta nu este sigur că este diagnosticul unei patologii maligne. Fiindcă dacă depistați patologia la timp, chiar și dacă este o patologie benignă, sau sunt niște schimbări difuze care necesită doar monitorizare, și dacă vă adresați la timp, atunci normal că noi o să avem și rezultate cu mult mai bune și nu o să ajungem la rezultate nedorite. Cum spuneam la început, este luna octombrie, luna roz, îi spuneți dumneavoastră. Ce acțiuni de informare ați pregătit împreună cu Ministerul Sănătății pentru a informa cât mai multă populația? Poate mai aveți, nu știu, niște surprize pentru paciente? Da, în luna dată noi am pregătit foarte, foarte multă informație, anume punem accentul informația pentru paciente, pentru femei, pentru a normaliza, a îmbunătăți depistarea precoce a patologiei maligne la nivelul glandei mamare. A fost organizată o școală pentru pacienți care este încintă Centrului Consultativ Diagnostic a Institutului Oncologic, care va fi petrecută fiecare joi, pe parcursul întregii luni, unde medicii specialiști
vor da informații pentru pacienți, pentru femei care doresc să primească o informație suplimentară despre autoexaminarea glandii mamare, despre statistica care este la noi în Moldova, unde ar fi cazul să adreseze pacienta la depistarea fiecăror, la depistarea cărorva simptome. Vor fi duse discuții interactive. Normal că medicii specialiști vor participa la emisiunile radio, TV, vor face publicații în mass media. Dar acesta nu este nici primul an când organizați școala de joi pentru paciente. Anul trecut de asemenea a fost. Da, da. Și iată, dumneavoastră, cum vedeți? Femeile cât de multe știu sau cât de puține știu? Poate chiar noțiuni foarte simple, generale. Pentru început, eu vreau să chiar mă bucur pentru că femeile sunt foarte interesate. Adică avem foarte multe doritoare care ar dori, tind să obțină mai multe informații. Asta este pentru noi o noutate foarte îmbucurătoare. Și este un plus pentru că acum este internetul și foarte multe, chiar din discuții, am observat că foarte multe paciente citesc diferite publicații. Dacă apar întrebări, vin cu întrebarea, că am citit, da, vă rog, explicați, sunt, adică, oricum, a ultimii 5 ani, oricum avem noutăți mai îmbucurătoare pentru că femeile sunt cu mult mai informate. Doamna Chelaru, eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii și vă dorim să aveți cât mai multe paciente sănătoase și să vină la dumneavoastră cu vești bune. Doamnelor și domnilor, acesta a fost interviul telejurnalului de astăzi. Noi vă mulțumim pentru atenție, vă dorim o seară liniștită. La revedere!